Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, cause baby I love you. Salutare, bine v-am regăsit la un nou clip Răgușită. Nu mai zi nimic, veți afla toate explicațiile duminică în daily vlog. Astăzi când filmez eu este... stați să vă zic. Este joi, voi veți vedea clipul acesta mâine, vineri. Sunt răgușită rău de tot. Încerc să scurtez clipul de astăzi cât de mult posibil pentru că mă doare în gât teribil, dar nu vreau să nu avem clip. Ei bine, astăzi m-am gândit să testez împreună cu voi un fond de ten. Eu doar l-am pus pe mână să văd nuanța și cred că am dat greș, din păcate. Este vorba despre fondul de ten de la Bourjois, Always Fabulous, Extreme Resist, nuanța 105 Natural Ivory. Uite, așa arată el. Eu mi l-am comandat de pe Notino. Ei au avut livrare gratuită în săptămâna trecută, nu știu dacă acum mai au. Oricum, eu o să vă las fondul acesta de ten în descriere, găsiți linkuleț acolo. Vom face un test pe toată ziua, nu știu dacă mă voi simți mai bine sau mai rău la finalul acestei zile, dar eu oricum o să filmez, pentru că vreau să testăm împreună rezistența fondului de ten. O să fac și ceva sport astăzi la aparatul pe care îl veți vedea în daily vlog și pe care abia aștept să vi-l arăt acolo. O să fac și mâncare, deci îl supunem la un test veritabil. Scrie aici că fondul acesta de ten ar trebui să aibă full coverage, deci ne așteptăm la o acoperire foarte mare. Are SPF 20, este cu acid hialuronic și hai să vedem cum stă treaba cu el. Întâi de toate, hai să vă arăt și vouă textura lui. Uite, cam așa este. Nici lichid, nici foarte cremos. Vă dați seama că este o nuanță mult prea închisă pentru mine. De fapt, cred că subtonul este greșit. Eu mi-am dat seama relativ de curând, să zicem, că am un subton neutru. Nu este nici cald, nici rece. Eu am vene și mov, dar și verzi, sunt și albastre. O combinație foarte ciudat și tare greu îmi găsesc subtonul potrivit la fondul de ten. La acesta nu știu ce să zic. Uitați-vă, cam asta este diferența pe mână. Vă dați seama că pe față o să se vadă și mai nasol. Sunt curioasă dacă oxidează. Dacă oxidează, o să-mi pară rău, sincer, că l-am cumpărat. Pentru că eu mi-am cumpărat acest fond de ten nu pentru a-l testa, nu pentru a face un clip, ci pentru că nu am un fond de ten care să mi se potrivească perfect în această perioadă. Am nevoie de un fond de ten cu un finish satinat, nici mat, dar nici glowy, așa. Ia uitați-vă ce diferență de nuanță între față și gât. Aiurea. Și l-am cumpărat pe acesta în speranța că va fi ok și că voi nimeri nuanța. Am fonduri de ten, dar care sunt potrivite pentru vară. Sunt mai închise la nuanță, dar se pare că n-am nimerit prea bine nici cu acesta. Băi, măcar să fie rezultatul bun, că dacă e ok, vă dați seama că îl voi folosi la vară, nu-i problemă. Sau îl combin cu anticear, că nu-l vedem noi. Până acum se simte foarte, foarte, foarte bine pe piele. Acoperirea însă nu mi se pare mare absolut deloc. Uite, eu aici am niște semne de la foste coșuri și nu prea s-au acoperit, însă nu mă deranjează, este exact ce voiam ca acoperire și ca finish. Dar nuanța, nu știu, trebuie să insist să trag de fondul de ten și pe gât, să nu se vadă așa o diferență foarte mare. Îmi pare rău, dar sunt conectată la telefon perioada asta. Ce să zic? Uite, așa de la distanță arată ok. Într-adevăr, gâtul meu și cred că gâtul tuturor este mai deschis, pentru că acolo ne bronzăm mai greu. O, Doamne! Ne bronzăm mai greu, dar îl facem să fie ok, trăgând așa cu burețelul fondul de ten și pe gât. Așa îmi place, finish-ul este foarte drăguț, cred că vedeți și voi acolo, e foarte, foarte natural. V-am zis, exact combinația pe care eu o căutam între ceva glowy și ceva semi-mat. Eu am tenul gras, nu voi folosi pudră sau poate voi pune doar puțin aici pe nas, să vedem cum rezistă pe nas cu pudră și în partea aceasta fără pudră, să vedem dacă se transferă sau care este treaba cu el. Foarte drăguț arată, deci foarte, foarte drăguț, foarte natural. Acoperirea, vedeți, nu este mare, am și aici o pată,
aici am alunițele și acoperirea nu este mare, dar hai să vedem dacă mai adăugăm puțin. Este buildable. Dacă putem să obținem, oh, da, o acoperire mai mare, wow! Am retrag cuvintele. Acoperirea este mare dacă mai adaugi, dacă mai adaugi un strat. Super. Super, super, super. Se simte foarte comod, se simte foarte lejer pe piele. Asta îmi place mie tare mult. Cu siguranță ați văzut că atunci când vă puneți un fond de ten cu acoperire mare, aveți impresia că vă strânge fața, că e foarte încărcată și abia așteptați să vă demachiați. Momentan nu se simte așa, abia aștept să ajungem la finalul zilei și să tragem o concluzie împreună. Eu pe frunte, în general, nu prea pun fond de ten sau anticear în ceva, pentru că nu am probleme. De-aia trag așa foarte puțin. Ia uitați-vă acum ce acoperire am obținut. Îmi place. Băi, ce mă oftic că am greșit nuanța. Poate aștept o reducere sau ceva. Nu mai știu cât costă. 50 de lei? Parcă cam pe acolo, să vă las scris pe aici, pe undeva pe ecran, pentru că chiar nu mi-aduc aminte, dar poate mai aștept o reducere ca să nu îl iau totuși la preț întreg și să-mi cumpăr cea mai deschisă nuanță. Am fost să-mi iau un pahar cu apă, pentru că nu mai puteam să leg două cuvinte. Așa, îmi place foarte mult cum s-a așezat fondul de ten. Uite, aici încă mi se văd acele pete, dar hai totuși să mai pun o bobiță de fond de ten și aici. Știți că mie nu îmi place absolut deloc atenul să fie încărcat, prefer să mi se vadă petele decât să se vadă că am 20 de kg de fond de ten pe față. Degeaba, aici tot nu se acoperă, în fine, n-are importanță, nici nu vreau să insist foarte mult. Momentan îmi place fondul acesta de ten, vreau să observăm și dacă oxidează. Vedeți, diferența nu este foarte, foarte mare, dar e un pic sesizabilă. Trecem la anticearcăn și îl voi folosi pe acesta de la L'Oreal Infallible în nuanța 326 Vanilla. O să trec peste pașii aceștia pentru că deja v-am arătat în foarte multe clipuri cum îmi aplic eu anticearcănul. O să vin și aici puțin cu el, ținând cont de faptul că fondul de ten nu este nuanța cea mai potrivită. Vreau să deschid un pic zona aceasta. Mamă, deci îmi place tare mult, tare, tare mult fondul acesta de ten ca bază. Se așează foarte bine și anticearcănul. Porii nu sunt absolut deloc vizibili, scoși în evidență. Trecem la pudră și o voi folosi pe aceasta de la Catrice All Matte, pe care eu o am în nuanța 001 Universal. Este așa, o pudră translucidă, albă. E compactă. Folosesc pensula asta mare de la Oriflame și o voi aplica doar în zona T, v-am zis, nu vreau să o pun aici pe pomeți, pe obraj, pentru că testăm foarte bine rezistența acestui fond de ten. Pudra asta e matifiantă, observați deja că nasul meu este foarte mat. Punem și aici puțin pe frunte. Trecem și la conturarea feței și voi folosi această paletă de la Essence, deja știți că îmi place foarte mult. Eu am nuanța 10 Lighter Skin, știu că mai este o nuanță. Iau de aici fardul acesta mai închis. Grijă mare că această paletă este foarte pigmentată, trebuie să scuturați pensula înainte să vă aplicați pe față ca să nu rămână tenul pătat. Ca blush-ul voi folosi pe acesta de la Oriflame într-o nuanță foarte frumoasă de portocaliu. Nuanța este Coral Blaze cu pensula de la Oriflame, cea cu care am aplicat și pudra. Și vin așa doar foarte, foarte puțin pentru că e pigmentat blush-ul acesta. Iar la final o să mai vin puțin cu burețelul ca să estompăm așa toată treaba, să nu se vadă ca și cum aș fi un clov. V-am mai spus că mie nu-mi place absolut deloc. În general, nu-mi plac locurile neblenduite, ne la locul lor. Vreau ca totul să fie, să nu existe margini bine definite, machiajul să nu fie unul dur. Mie asta îmi place. Și uite, vin să corectez puțin cantitatea pe care am aplicat-o. Tot din acest blush voi aplica și pe toată pleoapa, în pliu. Nu vreau să fac nimic complicat astăzi pentru că nu e cazul, testăm fondul de ten. Și cam atât.
Hai să trecem și la mascara și, cum vă spuneam, vreau să vă arăt efectul acestui mascara pe care eu l-am folosit o dată sau de două ori, cred că o dată. Este cel de la Maybelline Classic Volume Express Mascara. Așa arată, este cumpărat tot de pe Notino. Are un aplicator tare drăguț, eu mă împac foarte bine cu el, de fapt cu genul acesta de aplicator. Mie nu-mi plac absolut deloc perii siliconați ai aplicatoarelor de la mascara. Îmi întorc genele întâi. Îmi place că acest mascara este de un negru intens, intens, intens. Efectul la primul strat este foarte natural, deci dacă nu vreți ceva ieșit din comun, un efect dramatic sau vreți să-l folosiți poate doar la muncă de zi cu zi, eu cred că acesta este o alegere foarte bună. Aplicatorul e mic, cred că se potrivește și genelor lungi și genelor scurte. Acest mascara, să știți că nu este waterproof, în cazul în care vă interesează. Se îndepărtează foarte ușor, dar nu cade, nu sunt bobite din alea de mascara pe timpul zilei aici căzute sub ochi. O să vedeți diseară. Eu nu voi interveni cu absolut nimic pe tenul meu. Deci uitați-vă cât de drăguț au rămas genele. Eu am aplicat două straturi. Mi se pare că acest mascara e foarte... foarte cremos, dacă pot să zic așa. Te lasă să lucrezi cu el, te lasă să vii cu mai multe straturi. Nu e genul acela de produs care să se strângă, care să se usuce, care atunci când îl aplici, să zicem, un al doilea sau al treilea strat, depinde ce efect vreți voi să obțineți, să încarce genele, să le lase așa ca piciorușe din alea de păianjen. Mie îmi place. Hai să trecem și la sprâncene. Voi folosi aceste două produse. Gelul acesta de sprâncene, tot Maybelline, pe care îl am în nuanța 02 Soft Brown și voi umple golurile cu acest creion de la Benefit, Precisely, parcă, da, Precisely My Brow Pencil, pe care îl am în nuanța 4. Prima oară și prima oară vin cu un alt creion de la Benefit, acesta este Goof Proof, de la care folosesc doar spuliul pentru a-mi îndepărta fondul de ten din sprâncene. De pieptăn așa puțin. V-am zis că în ultima perioadă mi-am dat o altă formă sprâncenelor, cred că ați observat, și nu mai am problema cu golurile, foarte, foarte puțin aici, în colțul acesta. În rest, nu mă mai stresează. Înainte aveam nevoie de un creion care să mă ajute aici să-mi trasez niște fire de păr, dar de când am făcut schema asta cu forma diferită a sprâncenelor, mă simt mult mai confortabil așa. Folosesc produsul acesta doar pentru a le colora puțin. Nu fixează el extraordinar, dar ca lipiciul acela de pe Shein, spre exemplu, dar firele stau potolite. Sunt și colorate și potolite. Nu îmi amintesc prețul lui, dar când am căutat pentru clipul acela cu kitul de make-up, ăsta nu se încadra, avea un preț ceva mai ridicat. Parcă m-am măzgărit aici puțin. Șterg cu un bețișor pentru urechi, îl las să se usuce, timp în care îmi conturez buzele, apoi revin cu creionul acesta și voi umple golurile. Pentru buze voi folosi creionul acesta de la NYX, în nuanța... Nu găsesc nuanța... Cred că am mai căutat-o odată, nu-i așa? Și n-am găsit-o nici atunci. E un roz nude foarte, foarte frumos, este un creion din ăsta care se ascute. Eu... toată ziulica îl port numai pe el și pe acela de la Pupa. Uitați-vă cât de frumos arată. E incredibil. Eu mi-am adus lângă mine și rujul. Doamne, câte produse Maybelline am folosit azi. Am adus rujul acesta de la Maybelline, pe care l-am primit de la Flori. Îți mulțumesc foarte mult, Flori, pentru el. Este nuanța 15 Peachy, dar nu cred că îl voi aplica, pentru că sunt complet îndrăgostită de nuanța acestui creion. Hai să-mi umplu și eu restul buzei. Pe mijloc niciodată nu vin cu creion, pentru că îmi place să se vadă mai deschis. Deci uitați-vă cât de drăguț e. Oh my god, oh my god. Foarte frumos. Îmi place mult de tot și nuanța și... Deci l-a nimerit Cristi și pe ăsta extraordinar. Iar acum, ca ultim pas, venim cu creionul de la Benefit, de care v-am spus, care are o mină așa foarte subțire și... A, uite aici s-au acoperit golurile, doar că am folosit acel gel colorat. Acesta este make-up-ul pe care am de gând să-l port astăzi toată ziua.
Mi s-a făcut pretonul ăsta aiurea din cauza clamei, dar mă rog, facem abstracție de el. Fondul de ten momentan arată foarte bine, cred că vedeți și voi acolo, deci sunt super încântată de el. E ca și cum nu mi-aș fi aplicat nimic. Acoperirea nu este una fabuloasă. A acoperit petele pe care le am aici mai micuțe, dar uite, pata asta mare de aici nu este acoperită. Eu nu sunt în căutarea unui fond de ten care să aibă acoperire mare. Se vede bine, deci aici în zona porilor și pe nas arată excepțional. Deci, nu știu cum să uite așa. Cred că puteți să vedeți, Doamne, cât de mult îmi place cum se vede pe nas și aici. Uite aici, în zona porilor, a gurii, foarte frumos. Și ăsta este creionul. Tare drăguț, mi se pare. Sper să nu oxideze, dar mă gândesc că ar fi oxidat până acum. Uite că a ieșit și soarele. Dacă ar fi oxidat, eu cred că s-ar fi văzut până acum. Diferența, nu știu, să-mi spuneți și voi acolo cum vedeți pe cameră. Eu mă uit în ecranelul ăsta și parcă nu mi se pare una foarte mare. Este sesizabilă, doar că, nu știu, uite, așa se vede că este mai închis. Dar îmi plasez comandă să vedem până la finalul zilei cum arată și îmi plasez comandă de o nuanță cea mai deschisă, alb. Îmi iau nuanța albă dacă găsesc. Și îl combin și cu restul fondurilor de ten pe care le am. Ok, mă pun să-mi fac restul activităților. Acum când filmez eu, este ora 11, mă rog, când am terminat machiajul, ora 11, mă pun să-mi fac activitățile de zi cu zi și ne auzim diseară. După o zi extrem de lungă, am ajuns să tragem acum concluziile. Eu am făcut sport, o să vedeți, nu vă mai zic, o să vedeți în daily vlog ce și cum, dar am făcut foarte multe lucruri astăzi și chiar sunt extrem de curioasă cum arată fondul ăsta de ten. Eu doar ce am venit de afară, am fost puțin până în DM și mă rog, am mai avut alte chestii de cumpărat și nu am vrut să mă uit în oglindă atunci când am plecat pentru că mi-era să nu arate ciudat fondul de ten pe față și să fiu acolo, știți? Zici, hai că retușez aici puțin, retușez aici puțin și în final practic să modific tot felul în care arată fondul de ten. Hai să vedem realitatea. N-am umblat absolut deloc la nimic de pe fața mea. O să vin mai aproape și de voi să mă vedeți. Arată impecabil. Deci, într-adevăr, mi se pare un fond de ten fabulos. Deci, uitați-vă aici. Deci, nu știu dacă voi puteți să vedeți acolo cât de frumos arată zona porilor. În viața mea nu am avut un fond de ten care să arate atât de natural și atât de curat pe față. Nu are efectul ăla de încărcat absolut deloc, ce-i drept, nici eu nu am pus mult. Acum, dacă o să aplicați o cantitate mare, mă îndoiesc că o să fie foarte natural și să se vadă așa ca pielea. Dar în condițiile în care îl folosiți, cum l-am aplicat eu, există șanse mari să vă placă la fel de mult. Uite, s-a strâns foarte, foarte puțin aici, între sprâncene, dar în rest deloc, mai ales aici, mă așteptam să arate un pic mai încărcat așa, ținând cont de faptul că nici nu l-am setat cu pudră în zona asta. La gură arată foarte, foarte, foarte bine. Aici nici măcar, ba, da, uite, mi-au rămas puțin urmele de la ochelari, dar în rest foarte frumos arată. Deci e un fond de ten fabulos. Mie mi se strânge concealerul pentru că am charcăne și pentru că îmi pun o cantitate mai mare de anti-charcăne, dar e normal. În rest, fondul de ten e superb. Deci e efectiv fabulos, într-adevăr. Are, parcă era pe aici sau l-am dus dincolo, nu mai știu. Are numele potrivit pentru ceea ce face el, cu siguranță, acum de Paște îmi voi comanda o nuanță super deschisă, v-am zis, să-mi iau un alb sau ceva și îl combin cu acesta, să le pot folosi pe tot parcursul anului, având o valabilitate, nu știu dacă v-am spus, am omis chestiile astea pentru că și acum și de dimineață când am filmat mă simțeam super nașpa cu gâtul. Am omis să vă dau mai multe detalii, are 12 luni valabilitate de la deschidere pentru că m-am uitat. Eram foarte curioasă și mă gândesc că dacă mi-au un fond de ten ca ăsta într-o nuanță foarte, foarte deschisă, pot să obțin o nuanță potrivită pentru fiecare sezon. Mă gândesc eu, cu siguranță îmi voi mai comanda o nuanță pentru că arată extraordinar. Deși vedeți că
fața îmi lucește, tenul se vede foarte proaspăt, așa, nici de cum mat, tern, fără lipsit de viață. Dar nu s-a transferat absolut deloc și credeți-mă că n-am avut o zi extraordinară, adică am stat și cu mâna în falcă, am făcut și exerciții, am fost și pe afară, am făcut și duș, deci a rezistat foarte, foarte, foarte bine și restul produselor, ia uitați-vă cât de frumos se văd aplicate peste el. Îmi place mult de tot, chiar mă încântă. Eu sper că v-a plăcut clipul de astăzi, dacă ați încercat și voi acest superb, acest fabulos fond de ten, îmi spuneți și mie, sau dacă îl veți încerca, aveți mare, mare, mare grijă cu nuanța, țineți cont de faptul că eu nu am cea mai deschisă piele, iar nuanța 105 nu mi se potrivește. Există o probabilitate să fie și din cauza subtonului, dar nu știu ce să zic, grijă mare la nuanțe. Mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, dacă o să vi-l cumpărați și dacă o să vă placă sau nu, aștept să-mi spuneți părerea voastră. Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!